20 de copii și tineri instituționalizați din cadrul DGASPC Gorj își dezvoltă deprinderile pentru o viață independentă în cadrul unui proiect intitulat Școala din Grădină. Mai exact, beneficiarii serviciilor sociale au ocazia să cunoască tainele vieții de la țară prin intermediul unui laborator verde care cuprinde un solar și un adăpost pentru păsări de curte. Beneficiarii serviciilor sociale sunt încântați de idee. Dovadă stă grija pe care deja o poartă plantelor crescute în solar. Aici încercăm să îi educăm să învețe să lucreze atât cu animalele cât și cu plantele. Împreună cu voluntarii o să vină copii din centru de plasament, dar și de la Casa Scoarța și de la Casa Răchiță. O să fie practic un mini laborator unde ei să fie educați și pregătiți pentru formarea deprinderilor de viață independentă. Copiii sunt încântați, mai ales de animalele, să le aibă în preajmă, e o încântare pentru ei. De asemenea, sperăm că atunci când solarul o să producă și o să vadă rezultatele muncii lor, o să fie încântați și determinați ca pe viitor să pregătească mai bine următoarea producție. Activitățile educative pentru copiii din centrele de plasament din Gorj vor include ateliere de nutriție și stil de viață sănătos, de îngrijire și utilizare a plantelor, de educație antreprenorială și financiară. Proiectul a fost posibil prin intermediul unor voluntari, oameni care dezvoltă programe educaționale pentru tinerii instituționalizați și din medii defavorizate.